Un nou atac într-o școală din Belgrad. O fostă elevă a rănit un profesor și o altă fată care învăța într-un liceu privat. O fată în vârstă de 16 ani a rănit cu un cuțit o elevă de 15 ani și un profesor în vârstă de 43 de ani care a încercat să o oprească la un liceu privat din Belgrad. Persoanele vătămate nu aveau răni serioase, fiind tăiate pe mâini, potrivit publicației citate. Atacatoarea, care ar fi fost exmatriculată în urmă cu câteva luni de zile din liceu, a folosit un cuțit de bucătărie. Școala a fost evacuată, iar fosta elevă a fost arestată. Un băiat în vârstă de 13 ani a deschis focul miercuri într-o școală din centrul Belgradului, provocând moartea a cel puțin 9 persoane, printre care elevi și un gardian. Adolescentul și părinții lui au fost arestați. Sârbii plâng pe cei 8 copii uciși la școală de un coleg și cer autorităților să își asume răspunderea pentru tragedie. Joi, în fața școlii din Belgrad, s-au strâns părinții și profesorii victimelor, îndurerați de atacul care a îngrozit Serbia și lumea întreagă. Între timp, alte 3 incidente au avut loc astăzi în școlile din Serbia. O persoană anonimă a trimis o listă cu elevii pe care se presupune că ar dori să-i omoare. Un tânăr a amenințat pe rețelele de socializare cu un masacru într-o altă școală. Și poate cel mai grav incident, la școala unde a avut loc masacrul, un copil a scos un pistol din plastic și l-a îndreptat spre colegi chiar în timpul momentelor de reculegere. Relatează Digi24.ro.